În cazul în care doriți să ștergeți un disc reinscripționabil, această ultimă opțiune, șterge discul, vă poate ajuta să faceți acest lucru într-un mod rapid și ușor. Selectați dispozitivul ce conține acel disc, alegeți metoda rapidă sau completă, dacă să fie scos discul după ștergere și apăsați ștergeți discul. Cam atât. Așteptăm. Eu am un CD reinscripționat. Și asta a fost tot. Discul a fost șters și acum pot scrie pe el date, track-uri audio sau piste audio, imagini ISO sau pot copia un alt disc direct pe el. Vă mulțumesc pentru atenție, ne reauzim și data viitoare.